Balauri, șamani, spirite și spiriduși, v-ați gândit vreodată cum am aflat dacă cineva nu are suflet? Dar până atunci le putem mulțumi donatorilor care au donat pentru proiectul Rochia Iuliei, pentru că ei au suflet și am strâns chiar mai mult decât banii necesari. Prin urmare, în ianuarie, la final, vom merge în vizită chiar la mormântul Iuliei Hașdeu să-i aducem o nouă rochie. Vă rog un rând de aplauze pentru donatorii noștri. Astăzi avem o poveste creepypasta, cum ar fi și multe altele ce vor urma. Și vreau să-mi spuneți ce părere aveți de noul look în comentarii. Mai mult machiaj, mai puțin. Vedem mai mult sau mai puțin din ceea ce se află dincolo. Acum putem procede cu încredere către lumea cea înfricoșătoare, acolo unde trebuie să ne ascundem de întuneric. Poate pentru unii e mai simplu și pentru alții e mai greu, dar mereu există riscul să -i întâlnim față în față. Pe cei care nu au suflete. Ce se întâmplă dacă pierdem tot sufletele noastre astăzi? Cum am ști? Ele sunt singura noastră legătură cu Dumnezeu și dacă este ruptă, vom rămâne a nimănui. Această poveste creepypasta vine dintr-un viitor unde oamenii nu mai au suflete. Lucrez într-o ramură a guvernului ce se ocupă cu genele și reproducerea umană, mai exact cu studii privind capacitățile corpului uman. Și scriu acest mesaj pentru că în curând rasa umană s-ar putea să dispară de pe pământ. Dacă cineva va găsi acest mesaj, asigurați-vă că distrugeți tot ce a mai rămas. Ceea ce au creat ei poate călători și mai departe decât ne-am imaginat. Poate trece prin continuul spațiu-temporal, aproape teleportându-se prin universurile paralele în spațiul cuantic. Numele meu este Veronica și aparțin laboratorului Genesis 12, iar numărul meu de identificare este X450. În anul 2100 au început experimentele pe materie umană, pentru că orice tip de material eșua în a menține fluiditatea spectrală. Pe scurt, sufletul. Cheia noastră spre alte dimensiuni și identificatorul planetei Terra nu mai există astăzi. La început, nimeni nu a observat. Lucrurile funcționau normal și aveam o societate prosperă după ce războaiele globale s-au sfârșit. Totuși, ceva nu mai e acolo. De parcă am fost jefuiți de ceva fără să ne dăm seama. Oamenii începeau să devină tot mai pasivi, cu un comportament aproape robotic. Era tot mai rar să vezi un om cum exprimă o emoție. Nici măcar fețele lor nu mai arătau nimic, nici un rid. Ratele de căsătorie și natalitate scădeau vertiginos și când erau întrebați, oamenii spuneau că nu are rost. Asta era răspunsul cam la orice întrebare. Locurile de muncă începeau să stagneze, pentru că lucrătorii nu mai vedeau vreo valoare în a lucra. Erau la birou doar din obișnuință. Veneau, făceau ce le dicta memoria musculară, dar nu realizau nimic. Ca un robot fără programare, unii angajatori au început să pună panouri mari în fața birourilor, având instrucțiuni pentru orice acțiune. Cu toate astea, oamenii de rând nu puteau îndeplini niciun fel de activitate. Oricât de mult le era explicat, fizic, vizual, teoretic, practic, lucrătorii nu puteau să replice mișcările. Prin stațiile de autobuz ori la metrou, cu trasee simplificate, era totul atât de simplu încât un copil de 3 ani le-ar putea înțelege. Dar totuși, acești oameni nu puteau. Nu știau să le recreeze, nu le puteau scana. Nu știau să folosească un card la trecerea porților. Rămâneau blocați acolo, privind în gol spre metroul ce urmează să plece. Alții călcau pe lângă, căzând direct pe șine în fața trenului. Cu timpul, ușile au început să fie colorate cu un galben neon, iar la difuzoare se repeta doar fraza "Mergi spre galben". La fel era și în supermarketuri.
Oamenii nu știau ce trebuie să cumpere și adesea plecau cu cărucioare ce conținau obiecte bizare. Când erau întrebați ce vor găti cu acele alimente bizare, se bâlbâiau privind spre coșul ciudat. Îmi amintesc ziua când reportajul de la Știrile Lumii a devenit viral. Un reporter s-a oprit la ușa celui mai mare magazin din capitală, întrebându-i pe cetățeni. Iar lista finală cu mâncărurile preferate din acea săptămână era smoothie din asfalt. Acesta era cel mai accesibil și oamenii spuneau că are o textură bună. Pizza cu felii de sticlă subțire. Le-a plăcut gustul metalic și blaturile prefabricate erau foarte ieftine oricum. Supa din ciocane era pe locul 3 și pe locul 4 se odihnea popcornul stropit cu benzină. Sandwich-uri cu săpun, cotlet de porc maturat în urină, ce se era preferat printre bogați, sau înghețată cu pene din pernă. Favoritul mulțimii erau cerealele din taste de calculator cu lapte organic de bivoliță, aflându-se la egalitate cu gogoșile umplute cu ceară. Probabil acum te gândești că aceste decizii culinare sunt cel puțin ciudate. Așa consideram și noi, având în vedere că eu mă ocupam și de partea cu elemente exterioare. Verificam dacă este calitatea aerului, mâncării, poluarea, condițiile sociale sau genetice responsabile pentru un asemenea comportament bizar. Nu am reușit să găsesc nimic pentru acești oameni robotici. Deveneau tot mai mulți prin cine știe ce metodă, care nu era influențată de acești factori. Un cuplu putea să aibă un copil complet sănătos, un partener putea fi sănătos și celălalt robotic și să nu se infecteze. Uneori copiii robotici ieșeau din părinți sănătoși. Oamenii robotici totuși erau incredibil de sănătoși. Chiar dacă aveau această dietă ciudată, unii treceau peste 100 cu mult și cel mai bătrân pe care l-am analizat avea 140 de ani. Alții mureau subit, fără vreo explicație. Probabil voi, cei ce veți găsi acest document, vă veți întreba dacă nu am observat comportamentul ciudat din prima. Ei bine, nu. Oamenii arătau și se comportau la fel ca cei normali. Au durat cel puțin 30 de ani să găsim primul caz. Și când am făcut asta, deja 60% dintre ei erau așa. Procentul crește. E încet, dar e ascendent. Par oarecum lipsiți de emoții unii și de conștiință sau de limite morale și sunt 100% imprevizibili. Subiecții de test pe care i-am avut la laborator puteau mânca într-o zi acele sandwich-uri cu săpun și în alta să le refuze complet, cerând mâncare normală. Tocmai lipsa de consistență în simptome făcea acești oameni atât de greu de diagnosticat. Abia recent, când am preluat un caz, ne-am dat seama ce s-a întâmplat cu ei. Era un veteran de război destul de în vârstă. Pe la 80 de ani, am avut timp să-i prelevăm o bucățică de țesut osos. La laborator, tehnicienii au verificat rezultatele de cel puțin 10 ori înainte să ne cheme. Țesutul acela avea o structură foarte ciudată. Semăna cu cancerul osos. Avea niște găuri foarte mari, fiind extrem de fragil. Cu un țesut de acest gen, moșul acela și-ar fi sfărâmat efectiv picioarele în momentul în care s-ar fi ridicat de pe scaun. Totuși, în laboratorul nostru de teste, se juca cu mingea ca în tinerețe. I-am mai prelevat câteva țesuturi, dar celelalte apăreau a fi complet normale. Bizar. Am decis să păstrăm acea mostră când următorul subiect de teste urma să vină, ca să o putem compara. Peste vreo săptămână, când am ajuns la birou, am găsit un document care menționa un tip de radiație necunoscut, găsit în țesutul osos al bătrânului. Atunci nu știam ce e. Și când am aflat, era deja prea târziu, să mai putem salva vreun suflet. Vedeți voi, în timpul distrugerilor, o țară teroristă a decis să folosească o armă
interzisă în război, o armă cu radiații. Ei s-au hotărât că dacă nu pot păstra tărâmul sfânt, atunci toți trebuie să mergem în iad. Și cum altfel decât cu o armă nucleară care distruge totul de pe interior. Singurul lucru cu care aș putea să o compar, ca să fie mai ușor de înțeles, ar fi un cuptor cu microunde. Cum moleculele vibrează la viteze mari când sunt în contact unele cu altele, mai ales cu undele, așa și radiațiile de acest gen fac legăturile dintre particule să se desfacă, formând găuri în structura existenței. Umoasele rețin cele mai multe informații, fiind practic ca un fel de registru al existenței noastre. Aceste radiații au rămas stocate acolo. Așadar, oamenii care au fost în acel război au fost contaminați cu chestia asta. Cât despre ceilalți oameni robotici noi, care nu au avut de-a face cu războiul, nu știu ce să zic. Eu nu cred că dacă acea armă a fost pornită, s-a oprit vreodată. Pe baza acestui raport am început să lucrăm pentru refacerea țesuturilor și reîntoarcerea noastră la normal. La început am încercat pe animale, dar cum acestea nu au suflet, fluidul spiritual nu se prindea de ele. Apoi am încercat cu țesutul uman, cules de pe decedați. Acesta rezista un pic mai bine, dar era ca o sită din cauza structurii mâncate de radiația nucleară. Chiar și când erau proaspete, nu rezistau suficient mostrele ca sufletele să se dezvolte acolo. Proiectul Serafim a mâncat zile și nopți și sute de miliarde de dolari investiți încercând să salveze omenirea. Rezultatele nu erau bune de niciun fel. Nu puteam să creăm un suflet în ceva mort. Aici cineva a venit cu o idee. Un coleg mai robotic, dar nu complet, a propus să creăm o formă de viață primitivă umană pe care să o creștem doar suficient cât să mențină un suflet. Aceasta ar fi fost apoi captat și transplantat unui om viu și viața primitivă s-ar fi încheiat. Pe scurt, o fermă de conștiințe umane. Nu era nici etic și nici moral să creăm așa ceva, dar era pentru binele omenirii. S-au dus dezbatere aprinse despre materialul donator și ce s-ar putea utiliza pentru a crea baza acestei ferme umane. Într-un final s-a decis. Embrioni înghețați, vechi de câteva zeci de ani, care nu au fost recuperați niciodată de părinți. Practic erau mici pachete de viață, uitate în congelatoarele unei instituții. Niște orfani criogenați, cărora urmam să le luăm dreptul la a se naște vreodată. Zilele treceau și la laborator ajungeau camioane frigorifice din toată țara cu canistre pline de nitrogen lichid și embrioni fertilizați. Știam că e greșit, dar nu aveam un cuvânt de spus în asta. Dacă reușeam să creăm sufletele sintetice, am putea muri liniștiți. Am putea salva rasa umană. Așa a apărut laboratorul Genesis 12, despre care scriu acum. Era o atrocitate. O hală imensă de 800 de metri pătrați plină de rafturi. Pe fiecare raft erau câteva sute de specimene, în diferite etape de dezvoltare. Procedeul era simplu. Embrionul era plasat în recipient, îmbibat într-o soluție specială, care îi permitea creșterea accelerată. Când se observa dezvoltarea creierului, substanța era schimbată cu soluția pentru suflet. Apoi subiectul era lăsat să găzduiască sufletul, până acesta ar fi fost suficient de mare pentru a fi transferat unui om viu. Eram complet nepregătiți pentru ce s-ar fi întâmplat. Nu știam cu siguranță cum ar fi arătat acest suflet sintetic. Știam doar cum arăta lipsa unui suflet natural. Nu se aștepta nimeni să aibă o formă fizică, căci îl măsuram strict după energia pe care o emitea, cu un aparat special. Ei bine, la 8 săptămâni după saturarea primei tranșe de embrioni cu lichidul spiritual, am început să observăm niște schimbări sinistre în activitatea lor.
Cum practic a menținut doar țesutul cerebral din embrion, puteam urmări activitatea lui prin niște semnale electrice. Totuși, semnalele primei tranșe erau ceva asemănător cu o furtună magnetică. Creierele pulsau cu o energie incredibilă, de parcă erau conectate la baterii. În unele cazuri, în recipiente, chiar puteam vedea cum, la un anumit interval, mici fulgere mov străpung țesutul roz. Era incredibil. Energia creștea în timpul acestor evenimente. Am ajuns să fim aproape convinși că am reușit să creăm o bază pentru suflet. Totuși, la 12 săptămâni, am fost chemați de urgență în hală, după ce paznicul ne-a spus că a auzit cum se sparg recipientele. Am venit repede și când am verificat raftul, așa era. Recipientele erau pe podea și specimenele erau uscate și moarte. Pe raft mai erau doar câteva, dar nu păreau active, până când unul nu s-a mișcat. Mi-a stat respirația. Nu aveau mușchi? Cum s-ar fi putut deplasa? Totuși, recipientul s-a mișcat din nou și din nou. Am luat aparatul și am măsurat nivelul de electricitate ce provenea de la acest recipient. Toate contoarele erau date peste cap, pâlpâind cu un roșu alarmant. Containerul s-a mișcat spre margine și puteam vedea cum o mică furtună de fulgere lovește creierul artificial. Părea să facă scurt circuit. O activitate de acest gen ar fi fost imposibilă. Cel puțin fără să omoare gazda. Asistenta a încercat să-l prindă, dar am oprit-o. L-am văzut căzând pe jos și pe aparat semnalele electrice continuau să apară încă câteva minute bune. M-am apropiat și uscăciunea aerului îl omora. Un alt recipient a căzut de deasupra, fix lângă el și l-am prins din instinct. Acesta însă era pârlit. Arăta ca o carne fiartă și avea niște firișoare, ieșind din el ca niște fire de păr roz. La momentul ăla mi s-a părut că e doar o anomalie, dar când am analizat toată tranșa, toți le aveau, sau cel puțin o variație a lor, creieroizii au dezvoltat un sistem de locomoție primitiv. Părea că încercau să scape de ceva, practic luându-și viața când săreau de pe raft. Ceva a fost atât de grav pentru sistemele astea primitive, încât cu puținul țesut ce le-a mai rămas, au reușit să se omoare. Oare erau atât de groaznice aceste suflete contrafăcute? Sau era altceva dincolo? Cam 2 luni mai târziu am aflat răspunsul asta, când am reușit să menținem o tranșă de creieroizi vii împotriva voinței lor, folosindu-le căile neuronale pentru a cultiva sufletele. Acum erau paralizați, fiind doar capabili să crească ceea ce aveam nevoie. Totuși, chiar dacă nivelul de electricitate corespundea, nu puteam afla decât pe un om dacă a funcționat. Aia a fost greșeala care a dus proiectul Serafim la vale. Îmi doresc să nu ne fi jucat de Dumnezeu atunci. Cum se întâmplă des în numele științei, guvernul ne-a adus o tranșă de oameni în care urma să implantăm creieroizii. Aceștia erau oameni ai străzii, cerșetori, femei de noapte, prizonieri și tot așa. Nu li s-a spus nimic înainte să vină și îi priveam cu milă, chiar dacă n-au fost oameni perfecți. Habar n-aveau că în doar câteva minute viața lor s-ar fi schimbat definitiv. Am extras 5 voluntari și i-am așezat pe mesele de operații. Creieroizii au fost inserați pentru câteva perioade de probă mai întâi, deci prima ar fi fost cam de 10 secunde. Eu eram asistentă într-o cameră cu o femeie din acel eșantion. Era blondă și avea o fustă scurtă de piele și un tricou alb larg deasupra. Avea în jur de 40-50 de ani. Când s-a așezat și am început să-i punem curele la mâini și la picioare, a început să pună întrebări. Încercam să o asigur că e un experiment simplu pentru o cauză nobilă,
și că nu are de ce să-și facă griji, dar puteam simți că nu mă crede. Apoi o altă asistentă a adus mașina de ras. Femeia a început să se zbată în scaun, spunând că nu vrea să fie rasă și că nu vrea să participe. Puteam vedea atunci frica în ochii ei și mă gândeam că doar un contract de muncă mă păzea de o asemenea soartă. I-am ras părul în timp ce țipa și se zbătea. Când a urmat fierăstrăul, femeia era să leșine de groază. I-am făcut câteva anestezice locale și doctorul a început să-i taie scalpul. N-aș putea spune că se apropie ceva de acel sunet de ospilit cu o lamă de fier circulară. Mirosul era și mai rău. Într-un final, creierul a fost dezgolit. Puteam vedea pe monitor cum inima ei era gata să sară din piept. Și puteam să o înțeleg atunci. Oricine ar fi fost în locul ei, ar fi făcut la fel. Eu mă bucuram că nu sunt eu acolo. Pentru ea am pregătit pe masă 3 creieroizi. Părea să se mai liniștească când a văzut că pe masă de operație nu a mai apărut nimic nou. Însă urletul pe care l-a scos când m-a văzut cu 3 vase petri mergând spre doctor a fost asurzitor. Ne implora pe toți să spunem ceva, să-i explicăm ce se întâmplă. Dar nu puteam să compromitem experimentul. Trebuia să ne spună, fără să știe nimic dinainte, ce simțea creieroidul. Mai exact ce se întâmpla acolo și dacă sufletul putea să se transfere în creierul ei. Dacă era cu succes, ar fi fost prima femeie cu un suflet sintetic. Totuși, asta ar fi însemnat că nu ar mai fi trebuit să scriu acest document. Creieroizii erau notați cu A1, B2 și C3. Fiecare ar fi avut 10 minute să-i transmite informația, prinzându-se pe creierul doamnei. I-am dat o foaie de hârtie și i-am spus că în cazul în care nu poate vorbi, va trebui să scrie ce se întâmplă. Capul ei a fost fixat într-un cadran metalic pentru a ne asigura că nu vom pierde creieroidul și am început. A1 a fost plasat pe creierul femeii și nimic nu părea să se întâmple. Am pornit timerul și pe la minutul 7, doamna ne-a spus că e poftă de dulce. Cele 10 minute au expirat și A1 și-a ratat misiunea. B2 a fost introdus. Timerul pornit din nou și după 3 minute, femeia părea să ne recreeze ceva asemănător cu niște amintiri. Mai exact ne putea spune cu aproximație care au fost culorile luminilor aprinse în laborator și în ce ordine s-au aprins. Fascinant, dar și B2 eșuase. În vasul Petri a mai rămas doar C3. Am îndreptat aparatul de măsurat electricitate spre el și puteam vedea că are același comportament ca cei din tranșa 1, care s-au aruncat în masă de pe rafturi. Îmi era frică de ce îi va face. Chiar dacă era mic, nivelul acela de electricitate urma să-i prăjească sinapsele. Doctorul mi-a cerut specimenul și am încercat să-i explic, dar timpul de operație se apropia de final deja și pacienta trebuia închisă. Speram că paralizia generală a lui C3 să ajute în situația asta, dar n-a fost așa. Imediat ce creieroidul a atins creierul femeii, s-a implantat. Chirurgul era uimit, încercând să-l mute spre o zonă a creierului, dar ceva s-a întâmplat acolo și a dispărut. Ne-a văzut-o pe femeie țipând. Spunea că sunt și alții în cameră cu noi. Camera de operație era goală în afară de personal. Mi-a spus să vin mai aproape. Am venit în dreapta ei și mi-a spus să ridic mâna înaintea mea. Am făcut asta și râsul ei a devenit isteric, zguduind instrumentele de pe tavă. Chirurgul panicat căuta creieroidul, dar fără succes. Și atunci am întrebat-o, ce se află în fața mea? N-am să uit privirea aia niciodată. M-a privit râzând isteric. Vedeam cum pupilele ei s-au dilatat copios. Simțeam furnicături în palmă. Ceva era acolo și femeia asta nu voia să spună nimic. M-a auzit apoi spunând, intrați, intrați, sunteți bineveniți.
spunea ea de pe scaun făcând semn spre ușă. Aparatul ce măsura electricitatea creierului o luase razna. Arăta unde prin tot corpul ei. Îi spuneam, doamnă, trebuie să-mi spuneți ce e în cameră. Ce ați chemat înăuntru? Devenea tot mai agresivă și voia să plece. Încerca să-și dea jos colierul de fier ce îi ținea craniul deschis. Toate astea râzând. Eu n-am mai văzut așa ceva. Nu știu cum e să ai un suflet, dar chestia asta părea incredibil de înfricoșătoare, așa normală. Și deodată aerul în cameră s-a răcit puternic, de parcă toată căldura a fost extrasă și o liniște sinistră s-a lăsat peste noi. O vedeam cum se lasă în scaun și ochii se roteau în cap. Arăta cu degetele ambelor mâini spre direcții diferite. Când am văzut cât de îngrijorat părea doctorul, aproape m-am pierdut cu firea. Cel ce trebuia să rezolve asta nu știa ce să facă. Am încercat să o întreb despre suflet și expresia ei s-a fixat pe mine. Spunea așa, ce mi-ați făcut acum? E suflet. E doar o poartă spre iad. Îi văd pe toți cum intră în cameră. Cine sunt toți? Ce vezi? Încercam să o mențin trează, dar femeia delira tot mai tare și chirurgul îi făcea creierii terci încercând să-l găsească pe cei trei. Sufletul e o cheie, nu pentru a găsi ceva, ci pentru a nu te pierde. E un indicator și ți-ați făcut voi, a deschis un portal prin care ei ne vor găsi. Pe monitor linia ei s-a îndreptat și am fugit după defibrilator, dar era prea târziu când am venit înapoi. Doctorul și colegii mei stăteau privind spre cadavrul femeii. Aveau niște expresii foarte îngrijorate. Știam că atunci când văd specialiștii cu fețele astea, va urma ceva foarte grav. Doctore, ce s-a întâmplat acolo? Chirurgul m-a privit cu o grimasă confuză și îngrijorată și mi-a spus: cred că tocmai am trimis un semnal spre ceva. Că suntem aici pe pământ. Ceilalți patru subiecți erau șocați și ei, dar trei au rămas în viață. Aveau toți creieroizi din acea tranșă. Suflete sintetice. Am reușit cu succes plantarea unui suflet sintetic într-un corp uman viu. Trebuia doar să fie supravegheați. Ceilalți doctori și asistenți nu păreau atât de șocați ca echipa mea și am aflat mai târziu că pacienții lor au rezonat mai bine cu creieroizii. Acum trebuia să vedem ce facem cu acești subiecți. Nu-i puteam elibera public o asemenea intervenție. Guvernul a decis ca Genesis 12 să preia indivizii și au fost cazați în camere speciale, unde să nu poată fi influențați sau suprastimulați. Semănau cu camerele de la spitalul de psihiatrie. Pereții, tavanul și podeaua erau dintr-un burete fin cu memorie. Era destul de grosuț, nu se auzea afară ceea ce vorbeau ei. Aveau în cameră o lumină difuză albă și erau îmbrăcați în haine albe, simple și cât mai comode. Temperatura era mereu la 24 de grade și mâncau toți o dietă identică. Camerele erau dotate cu aparate ce măsurau câmpul electric și magnetic din jurul lor. Primele zile, subiecții nu erau foarte activi. Îi vom numi X, Y și Z pentru acest document. Fiecare avea cam în jur de 40 de ani, plus, minus, și erau bărbați. Se recuperau stabil, dar foarte lent, dormind în majoritatea timpului și fiind treziți doar pentru mese. În ziua șasea, totuși, l-am văzut pe X având un comportament bizar. Stătea în fața ușii, făcând aceleași semne cu mâna, cum făcea și doamna pe care am operat-o. Nu spunea nimic, doar gesticula într-un mod foarte ciudat. Și apoi arăta cu degetul prin cameră. Nu aș putea spune că aș atribui comportamentul ăsta unei anumite boli mentale. Oamenii care au venit la noi trebuiau să fie psihic sănătoși. Aparatele de verificare a câmpului electric și magnetic au fost activate și puteam vedea cum pe ușă intră ceva.
Aveam un câmp galben și difuz. Pacientul părea să-i invite mai multe chestii de genul înăuntru, până s-au opus toate aceste entități în jurul lui. Mă întrebam ce vrea să facă, privind spre ecran, și doctorul îmi spunea: cred că vrea să-și ia viața. Mai ții minte cum făceau creierizii de pe rafturi? Chestiile i-au găsit amprenta. M-am uitat spre ecran și apoi m-am apropiat de microfon, întrebându-l: Subiect X, ce e în jurul tău? Ai nevoie de ajutor? L-am privit și apoi s-a uitat spre cameră, arătând spre un câmp magnetic. Mi-a stat inima în loc când l-am văzut gesticulând spre mine. Entitatea părea să-l asculte și s-a apropiat de cameră. Semnalul a început să se bruieze și vedeam cum imaginea e distorsionată. Câteva secunde și nimic nu mai venea din camera lui. Semnalul s-a oprit. Am încercat să pornim camerele de urgență, dar nimic nu mai mergea acolo. Părea ca și cum un scurt circuit circula prin pereți, distrugând totul. M-am uitat spre doctor și i-am spus că pot încerca să folosesc aparatul în jurul nostru. Aproape că voiam să nu știu dacă e acolo sau nu. Am întors detectorul cu grijă în jur și între noi stătea o pată galbenă de electricitate. Nu se mișca, doar se destabiliza din când în când în bruiaje. Un urlet din camera pacientului X ne-a făcut să tresărim și am fugit spre camere. Ușa s-a deschis incredibil de greu, pentru că nu mai avea electricitate. Și pot să spun că n-am fost pregătit pentru ce era înăuntru. Pacientul X stătea cu fața în jos și părea să fi fost vidat. Avea pielea mototolită ca niște cearșafuri, iar ochii au explodat de la presiune. Prin intercom a venit un alt mesaj. Asistentul ne spunea: plecați de acolo, chestiile sunt încă în cameră. Păreau să o ia razna și ceilalți doi pacienți în același timp. Am reușit să-l prindem viu doar pe ultimul când am deschis ușa. M-am dus spre el, parcă încercând să-l apăr, și am spus: spune-mi ce ai pățit. Și Zed s-a uitat reproșator spre mine. Avea ochii atât de goi. Ce mi-ați băgat în creier? Ce sunt chestiile astea? M-am uitat în jur încercând să găsesc chestiile, dar nu era nimic acolo. El îmi spunea: mă tot sună. Vin în universul nostru. Spun că vor o cheie. Că merităm să fim pedepsiți și torturați pentru ce le-am făcut. Cheie. Sufletul sintetic probabil indica unor ființe interdimensionale cum să ajungă la noi. Mai exact la acești indivizi. Trebuia să oprim proiectul Serafim. L-am văzut cum invită iar creaturile înăuntru și apoi moare instant. Avea un miros ciudat de ars. Spuneam tuturor: trebuie să plecăm de aici și să închidem naibii laboratorul ăsta. Trebuie să scăpăm de creieroizi. Dracu știe ce vine de pe planeta aia și vine să ne caute pe noi. Medicul chirurg m-a privit fără nădejde. Toți creieroizii din tranșa asta au fost implantați deja. Aproape 1000 de pacienți. M-am oprit și l-am privit. În acea seară am luat aparatura acasă și am incendiat laboratorul. Când pompierii au ajuns totuși, au spus că nu au fost victime. Oamenii ăia sunt acolo și de fiecare dată când adorm, aud bipăitul aparatului ce detectează prezența lor. Nu știu ce vine pe pământ, dar ceva ne-a găsit locația. Sper că v-a plăcut această poveste de groază și mulțumesc că m-ați ascultat. Acum, înainte să procedem, apăsați pe butonul de abonare, dați un like, distribuiți și abonați-vă și pe TikTok, să facem 1000 de abonați acolo. Haideți acum să le mulțumim și celor care fac lunar un pas în plus pentru a mă susține. Mulțumesc pentru ajutorul vostru și pentru toate ideile.
Serbian oficial Anonymous Haja Paul Bogasud Levi Avleț Cristian Cătălin Gavad Gentleman Rider Ionuț Nicoleta Mânâmâ Alexe 8-2-1 Ribu TV Scarlet Letter Romy Mit Alexandra Mihai 666 Alexandru Bivol Darkness și Nesquik Krampus și Ștefan Jigara. Cât pentru ceilalți muritori și păcătoși, vă mulțumesc că sunteți aici. Noi ne vom revedea la un alt apus, căci vocea ororii are și alte povești de scris.